În 99 am scris prima mea carte intitulată Cele 10 Porunci. Doar să fie clar, nu eu am scris porunciile, doar le-am explicat. Dar vă mai aduceți aminte cine a scris cele 10 porunci? Nu le-a scris Moise. Le-a scris Dumnezeu, spune Scriptura, cu degetul lui și nu oricum, ci să rămână scrise în piatră. Care sunt câteva din cele 10 porunci? Hai să vedem. Exemple. Să nu intri pe Facebook, nu, nu e aia. Să nu furi, să nu ucizi, să nu minți. Care e prima dintre cele 10 porunci? Capul de afiș, top priority. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Și mi-am pus întrebarea când am lucrat la această carte: De ce Dumnezeu a ales să pună această poruncă, cap de listă, să o facă prioritară oarecum față de toate celelalte? că de aici, dragii mei, pornește totul. Când tu lași pe Dumnezeu să fie Dumnezeu, adică faci din El numărul unu în viața ta, toată paradigma vieții tale se schimbă în funcție de această prioritate. Fiindcă prioritățile ne influențează viața, ne arată ordinea priorităților. În alte cuvinte, vei vedea în faptele, în preocupările, în prioritățile acelui om dacă Dumnezeu e locul întâi sau nu în viața lui. Fiindcă mereu tendința omului a fost să-și găsească alți idoli, alți Dumnezei proprii, care intrând în viața lui, îl vor influența acum. Hai să ne uităm la cele 10 porunci. Când ai alți Dumnezei în viața ta, te împing să minți, să furbă, chiar să și ucizi, ca să poți să obții ceea ce idolul vrea te vor împinge să poftezi, să preacurvezi, să scalci în picioare inclusiv respectul față de părinți, ba chiar și credința și respectul față de Dumnezeu ca să-ți împlinești pofta pe care tu o vrei, pe care o vrea idolul respectiv. De aceea, porunca întâi le influențează pe toate celelalte, fiindcă atunci când faci din Dumnezeu prioritate, nu o să mai ai treabă cu celelalte. Prioritățile ne influențează viața și ne arată ce fel de priorități, ordinea lor în viață. De aceea aș vrea să deschidem în Cartea Apocalipsa, capitolul 2, și să facem cunoștință cu o biserică, cu creștini la fel ca noi, cărora Isus le cere să-și reseteze prioritățile în viață. Și Aș vrea să mă asculți, fiindcă indiferent că trăiești în biserica despre care vom vorbi în Efes, ai trăit acum 2000 de ani, sau astăzi poate trăiești în, nu știu, în Constanța, în Câmpul Lung, în Timișoara, în Târgu Mureș, primul rod al pocăinței, a resetării tale pe verticală, este ordinea priorităților. Prioritățile arată cui slujești, cărui Dumnezeu te închini. Și Apocalipsa 2, aș vrea să începem să citim cu versetul 1, care spune așa. Îngerului bisericii din Efes scriei. Iată ce zice cel ce ține șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Și ne oprim aici. Despre cine e vorba? E vorba de Isus. De unde știu din capitolul 1, unde El ne este prezentat ca cel ce ține în mână șapte stele și umblă în mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Și cu siguranță că te întreb, domnule, ce cu simbolul ăsta? Ce reprezintă toate astea? Răspunsul îl găsești chiar în ultimul verset din capitolul 1, versetul 20, care spune așa, cele șapte stele sunt îngerii celor șapte biserici și cele șapte sfeșnice sunt cele șapte biserici. Iisus, deci, îi scrie următoarele cuvinte îngerului bisericii din Efes, adică celui ce răspunde de lucrarea bisericii din Efes. Și unii consideră că, într-adevăr, îi scrie unui înger, fiindcă îngerii se știe și din literatura intertestamentală și oarecum din literatura biblică că sunt prezenți în biserici și au responsabilități în protecția și slujba serviciilor biserici. Așa că dacă astăzi te regăsești aici și simți așa o bătaie de vânt pe lângă ceafă, s-ar putea să fie, nu nevastă ta, evident. Îngere sunt prezenți în biserici. Dar sunt alți comentatori care spun, domnule, cuvântul poate fi interpretat și ca mesager, ca pastorul acelei biserici. Dăm voie să spun că, indiferent de interpretare, un lucru e clar și ăla e Iisus, e cu ochii pe biserică. Asta trebuie să reții. El vede și nu doar că vede, dar Isus știe ce se întâmplă aici. De aceea noi suntem atât de atenți la ce predicăm și ce practicăm, fiindcă observați în continuare, Isus nu doar privește, ci și evaluează și suplinează următorul cuvânt: Știu faptele tale. Observați, Isus știe. Și când Dumnezeu spune că știe ceva, păi cu siguranță El știe tot. Și ce știe Dumnezeu despre biserica din Efes? Spune așa: Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta. Știu faptele tale, adică slujirea ta. Efesul era o biserică recunoscută pentru slujirea lor. De aceea noi mereu vă îndemnăm să slujiți în biserică, fiindcă Isus vede. El vede și pe cine slujește. El vede și pe cine nu slujești, observați. Știu! Știu faptele tale, știu osteneala ta. Cuvântul descrie o muncă care cere jertfă, transpirație, epuizare, plătești un preț, în alte cuvinte. Efesul era o biserică recunoscută pentru sacrificiul lor. Dar mai știu ceva, știu și răbdarea ta. De ce? Fiindcă în Efes era Templul Dianei Artemis una dintre cele șapte minuni ale lumii antice. De aceea, tot în Efes, datorită acestei influențe păgâne, creștinii au fost persecutați. De ce? vin atunci când te converteai la creștinism, renunțai la idolatrie, militai împotriva idolatriei. În alte cuvinte, Efesul era o biserică recunoscută pentru suferința ei. Și uite-te în următorul verset, știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. O biserică Suferind. Și care, atenție, nu-și compromitea sfințenia. De ce? Știu că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zică-s apostoli și nu sunt, și i-ai găsit mincinoși. Observați, orice încercare de a-i destabiliza numblarea lor pe verticală, fie prin faptele, nu poți suferi pe cei ce fac răul, pe cei răi, fie prin doctrină rea, zică să apostoli și nu sunt, ei au respins. Au judecat, au luat măsuri corespunzătoare. Și avem de-a face, observați, cu o biserică lăudată pentru slujire, sacrificiu, suferință și sfințenie. Și ai spune, ceea ce vă ți dori de la biserica ta, Efesul e un model. Hm. Mai așteaptă leac. De ce? Din cauza următorului verset, versetul 4, Ia uitați ce scrie. Dar, adversativ, ceva nu în regulă. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tăi. Îți poți imagina să fii o biserică sau să fii un credincios care slujește, care sacrifică, care suferă, care ține la sfințenia lui și totuși Hristos să aibă ceva împotriva ta. Sublinează cuvântul împotrivă. Dumnezeu să aibă ceva Atenție, nu numai că nu-i place, ci împotriva ta. Ce poate fi mai important decât slujirea, sacrificiul, suferința, sfințenia? Ți-ai părăsit dragostea din tăi. Să o spun și mai clar, poți face toate lucrurile bine, dar să nu fii ceea ce trebuie. Fiindcă nu neapărat fapta, ci relația contează cel mai mult pentru Dumnezeu. Dar, Doamne, nu înțeleg. De ce nu ești bucuros că excelezi în patru lucruri bune? De ce vorbești de parcă al cincilea le anulează pe toate? De ce consideri tu că dragostea e mai importantă decât slujirea, sfințirea, sacrificiul, suferința? Fiindcă dragostea arată unde e inima ta. Fiindcă dragostea arată ordinea priorităților în viața unui om. Prioritățile îmi dezvăluie ce iubești tu mai mult. Fiindcă spre ce iubești tu mai mult, spre aia vei tânji, aia te va preocupa, aia vei căuta. Și observați, vă rog, că nu sunt criticați că n-au dragoste, ci că au pierdut dragostea din tâi. Și acest cuvânt din tâi nu se referă doar la felul dragostei lor. Adică la dragostea ferventă, arzătoare, pe care și ei și noi am avut-o când ne-am pocăit, da? Când ne-am întâlnit cu Dumnezeu, dragostea aia care pentru cei născuți din nou nu mai conta în zilele alea nimic mai mult decât Dumnezeu. Era prioritate absolută, veneai să și dormi în biserică, făceai orice pentru El. Nu doar la asta se referă, ci la faptul că dragostea de Dumnezeu nu mai deține locul din tâi în viața lor. Din tâi, ne spune Dexul, înseamnă primul ca importanță, ca valoare, ca rang dintre mai mulți. Ți-ai părăsit prima dragoste, ceea ce ar fi trebuit să fie în top. În alte cuvinte, pe scala priorităților tale, Dumnezeu în loc să fie numărul 1, ajuns numărul 3, ajuns numărul 4, a ajuns numărul 5, și asta dezvăluie relația ta cu El, care observați în ochii Divinului, e mai importantă decât fapta, sacrificiul, suferința, sfințenia. Fiindcă dăm voie să spun că poți să faci fapte bune fără a avea o relație cu Dumnezeu. Poți sacrifica și chiar suferi pentru credință, poți urmări chiar și sfințenia, ținând litera legii. Legaliștii, farisei, asta făceau. Dar asta nu înseamnă că îl iubești pe Dumnezeu, ci îți iubești poate religia, Poate îți iubești ambiția personală, poate îți iubești idolul autoneprihănirii tale. Tu poți face multe lucruri fără să fii acolo unde Dumnezeu te vrea. Și interesant, chiar în săptămâna asta am rămas și eu întristat de ceea ce am citit. Nu știu că ați prins din presă replicile multor credincioși care ar fi suferit în ploaie, ar fi riscat în bolnăviri, s-ar fi dus pe genunchi kilometri întregi doar să ajungă să pupe racla. Dar care, în urma restricțiilor actuale, și-au arătat, nu știu cum să o numesc decât inima, <laughs> din replici scrise și semnate de care mirușine se să le pomenesc, nu doar în biserică și pe stradă, fiindcă limbajul e cu mult sub cel stradal. Oameni care ar sluji, sacrifica, suferi oricât pentru sfințirea lor, dar a căror inimă e departe de Domnul, de unde știu, de ce judeci așa de aspru. Nu eu judec, cuvântul lui Dumnezeu judecă. Iisus a spus, din prisosul inimii, vorbește, gura și ce se întâmplă Scriu degetele pe calculator. Gura lor, degetele lor, n-au scris decât ceea ce era în inima lor. Și în inima lor o fi fost religie, dar Dumnezeu, ba, fiind acolo unde Dumnezeu vorbește, limba altfel vorbește, unde Dumnezeu domnește, limba altfel vorbește și viața altfel se trăiește. Când Dumnezeu e prioritate numărul unu în viața ta, totul e subordonat lui, fiindcă nimeni nu poate să intre în concurență cu Dumnezeu. Și asta nu înțeleg mulți. Nimeni nu poate să intre în concurență cu Dumnezeu. Hai să spun o întrebare. Știai că sunt lucruri pe care Dumnezeu nu le poate face. Poate vezi zice, voi Cristi, tu glumești, adică tocmai de-aia Dumnezeu ca tot puternic pot să fac orice. Se lucruri pe care Dumnezeu nu le poate face. Dă un exemplu, Dumnezeu nu poate minți. Dumnezeu nu poate păcătui. Dumnezeu nu poate muri, fiindcă e etern. Dumnezeu nu se poate contrazice, așa acum atenție. Dumnezeu nu poate fi pe locul doi. Niciodată. În liga lui, el e singurul. De aceea prima poruncă dintre cele zece să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Orice lucru care devine prioritar în viața ta fură gloria, ia locului Dumnezeu și devine idol. Dumnezeu nu poate să aibă concurență. Și uitați-vă în scripturi, de la început a fost așa. Care e prima frază cu care începe Biblia voastră, indiferent de traducere? La început Dumnezeu. Nu a existat altcineva. Primul. Care e cuvântul care se sfârșește în Biblia voastră? Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Totul depinde de el. Epistolele ne spun că Isus a fost primul născut din toată zidirea, înălțat mai presus de orice, înălțat însemnând să ajungă pe primul loc, astfel încât orice genunchi se va pleca, fie pe pământ, fie în ceruri, fie sub pământ. Și, dracii, știu că Dumnezeu e primul punct. Nu există concurență nici măcar în lumea spirituală. De aceea, El cere primele roade din tot ce avem. Nu noi cerem zecioială, Dumnezeu o cere. De aceea El se așteaptă să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată ființa, nu doar cu o parte, cu tot. De aceea e socotit a fi cea mai importantă dintre toate poruncile. Și tot El ne spune să căutăm mai întâi împărăția cerurilor, că toate celelalte ni se vor da pe deasupra. Observați cum El vrea să fie primul, 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 primul. De ce? Fiindcă asta e ordinea normală a lucrurilor. Orice modificare a acestei ordini produce dezechilibru și aici e problema. Noi nu realizăm că atunci când nu lăsăm pe Dumnezeu să, de, să dețină locul din tâi în ordinea priorităților noastre, noi avem de suferit. Dacă noi nu ne luptăm să-i dăm prioritate și lăsăm alte lucruri, stări, oameni, gânduri să-i fure locul, noi ne furăm propria împlinire în limbajul lumesc, fericirea. Fiindcă nimeni nu ne poate umple sufletul decât cel ce l-a creat. Dar atenție, în termenii lui, nu în termenii tăi. Și aici e cheia. Notează, te rog, prioritate egal autoritate cei ce fac din Dumnezeu prioritate, recunosc, recunosc pe El ca autoritate. De aceea mulți nu lasă să fie prioritatea numărul unu, fiindcă ei trebuie să-L treacă, ei trebuie să treacă pe locul doi și nu vor să treacă ei pe locul doi. Reține, cei ce fac din Dumnezeu prioritate, îl recunosc pe el ca autoritate. Din totdeauna lupta priorității a fost lupta autorității. Pe cine las să-mi conducă viață. Sunt ori eu, ori Dumnezeu. Și aici e foarte greu. Fiindcă mulți oameni îl vor pe Dumnezeu ca prieten. O, mulți oameni îl vor pe Dumnezeu ca ajutor, ca izbăvitor, ca mântuitor. Dar atenție, nu îl vor ca stăpân. Nu îl vor ca domn. Ce înseamnă asta? Să îi se supună. Și dacă o fac, o fac parțial. De aceea în viața multor credincioși vezi lucruri bune, ca și în viața bisericii din Efes. O, sunt oameni care slujesc, care se sacrifică, care suferă, care luptă pentru sfințire, dar, atenție, dar o la din Efes, dar la un moment dat, când se întâmplă să te atingi de anumite laturi din viața lor, sar ca arci, fiindcă te atingi de lucruri pe care ei ar trebui să le schimbe, dar nu vor. Adică nu vor să cedeze autoritatea, fiindcă dacă o vor ceda, o vor fi obligați să facă ceea ce Dumnezeu vrea, nu ceea ce vor ei. Și aici nu vorbesc doar de lucruri rele, credeți-mă, ci vorbesc și de lucruri bune. Exemple? Sunt familii care, spre exemplu, îl iubesc pe Dumnezeu, dar pentru care e clar, pe primul loc în viața lor nu-i Dumnezeu, ci sprâncilor. Poartă și un nume în consiliere, familii centrate pe copii, nu pe Hristos. Îți dai seama de astfel de familii, fiindcă totul se învârte în jurul copilului lor. În funcție de copil, e aleg să vină sau să nu vină la biserică. Pe păi cum să vină la biserică? -ai copilul, dar vai, da copilul? Nu vin la grup, nu vin la rugăciune, nu vin mențiune. Mereu se justifică și dau vina pe copil. Copilul săracul nu are nicio vină. Dumnezeu l-a blindat pe pruncul tu cu o imunitate care să reziste că tu, bună să ai că sunt toată lumea la un loc. Problema nu-i copil, problema sunt prioritățile părinților care îți date peste Așa cum pentru unii credincioși prioritatea sunt ei. Indiferent că îi cheamă biserica la slujire, la curățenie, la rugăciune, de ziua Domnului, în casa Domnului, nici vorbă. Ei vin, dar ei vin când au chef. Ei nu vin când Vrei tu când vrea... Dacă vin, vin, dacă nu, nu vin, cine poate obliga, spun ei. Observați, e o chestiune de autoritate. Chestiune de autoritate care reiese dintr-o problemă de prioritate, fiindcă pentru ei nu Domnul, ci ei sunt prioritatea. Și de aceea, chiar dacă ei știu că Dumnezeu a pus deoparte ziua Domnului ca ei să fie în casa Domnului, Dumnezeu a pus-o în noi, dragilor. Toți credincioșii și acolo se așteaptă să primească de la Dumnezeu. Ei nu sunt. De ce? Fiindcă pentru ei mai important să fie unde vor ei. Într-un weekend undeva, acasă, lejer, în șezlong, pe pat, pe canapea. La fel și în privința muncii. O, oh, Biblia dă valoare muncii. Mulți credincioși sunt harnici, darnici, săritori, până la punctul la care lucrarea lui Dumnezeu intră în competiție cu munca lor și trebuie să aleagă, fiindcă, observați, tot timpul vorba de o alegere. Să aleagă între muncă și lucrare. A, în, în alte cuvinte, aleg munca, dar în același timp aleg să piardă. Ce să pierzi? Să piardă fie serviciul bisericii, fie întâlnirea de grup, fie ocazie specială în care i-ar putea să crească, unde Dumnezeu să așteaptă ca ei să fie prezenți. Observați, asta e natura priorității. Te obligă să alegi între ceea ce tu crezi că e mai important să faci, și ceea ce tu crezi că nu e atât de important și alegi să pierzi. Fiindcă n-ai cum să le faci pe amândouă și alegând una, vei părăsi alta. Asta e problema. Credincioșii din Efes au avut odată o ordine clară și sănătoasă în viața lor. Dar acum nu mai au. De ce? Fiindcă au părăsit dragostea din tâi. Că nu mai conta că ai de lucru, că-ți plânge pruncul, că te doare aia, că-ți lipsește cealaltă, tu schimbai orice să fii prezent, fiindcă vă ceai din Dumnezeu prioritate. Nu fiindcă ai fanatic, ascultă-mă, ci fiindcă erai un creștin normal, care avea o ordine a priorităților normală. Asta a fost odată. Acum nu mai e. De ce? Fiindcă au schimbat prioritățile. Repet, nu-l neglijau pe Dumnezeu. Nu-l negau pe Dumnezeu. Ba chiar îl iubeau. Dar dragostea, relația cu el nu mai era pe locul întâi. Nu mai era ceea ce a fost. De aceea uite -te în text ce le spune Dumnezeu următorul verset. Aduți aminte de unde ai căzut și pocăiește-te. În alte cuvinte, aduți aminte de unde ai căzut și dă-ți un reset, resetează-te. Restabilește-ți ordinea priorităților, fiindcă odată ai avut-o. Erai bine, acum nu mai ești, ceva s-a întâmplat. Și de obicei lucrurile astea se întâmplă când există un scurt circuit în viață. Fie un păcat care te îndepărtează de Dumnezeu și oarecum din rușine și vinovăție, evident că ordinea se schimbă. Fie e o perioadă de întrerupere în viața ta, care te îndepărtează de biserică, de Dumnezeu, rărcirea relației tale, poate o dezamăgire Față de Dumnezeu, poate o, o, o pierdere, poate o dezamăgire față de cineva din biserică, vreo neînțelegere în grupul tău mic, poate e o criză. Ceva s-a întâmplat și uite-te ce spune Scriptura, întoarce-te, adu-ți aminte când s-a întâmplat, de unde a început căderea și pierderea priorităților tale și pocăiește-te, foarte important, încercuiește cuvântul ăsta, pocăiește-te. De ce? Fiindcă de aici pornește totul. De aici pornește resetarea, mai ții minte? Predica pe resetare, dacă nu înțelegi pocăința, nu vei înțelege resetarea. De aceea, dacă ne ai ascultat predica pe pocăință, caută să o, -o asculți, fiindcă altfel nu vei pricepe cum să te resetezi. Și aici fii atent. Când Dumnezeu te cheamă la pocăință, că la pocăință cheamă, în Biblie, cuvântul pocăință se referă în exclusivitate la păcat. Singurul lucru de care te poți pocăi în Biblie este păcatul. Și asta îmi spune multe. Îmi spune că atunci când îl pui pe Dumnezeu pe locul 2, atenție, tu păcătuiești. Când îl pui pe Dumnezeu pe locul 2, tu păcătuiești. De ce? Lipsa priorităților nu este o problemă legată de calendar, ci este o problemă legată de păcat. Fiindcă nimeni nu-ți face agenda, ci tu o faci. Dacă Dumnezeu e în viața ta, numărul unu, se va vedea în agenda ta, în orarul tău, în calendarul tău. Dacă Dumnezeu e autoritatea ta, El îți va stabili agenda, nu tu. Deci ea nu îmi spune, o pastore, da, recunosc că am o problemă și o să mă strădui să-mi schimb programul, nici vorbă. Nu programul e problema, ci inima ta, pricep. Pocăința, nu planificarea e problema. Dacă pocăința are loc, planificarea vine de la sine. E adevărat? Hai să pun o întrebare. La câți dintre voi nici nu vă trece prin cap ca duminica să absentați de la biserică? De ce? Fiindcă sunteți fanatici? Nu. Fiindcă este un lucru normal. Dacă pentru Dumnezeu o valoare, da? dacă El spune că în ziua Lui tu trebuie să fii în casa Lui, înseamnă că e o prioritate pentru El și o prioritate pentru noi. Că de ești în creștini. De aceea ieșirile cu familia, cu prietenii, proiectele voastre, lucruri faine de altfel. Încercați să le faceți sâmbătă, sau poate duminică după masă, după ce se gata slujba, dar dimineața sunteți aici. Agenda ta mă arată cum e relația ta cu Dumnezeu, cum îți conduci tu viața. Ți-o conduci El sau ți-o conduci tu? De aceea un astfel de mesaj știu că nu pică bine pentru unii stârnește la greu firea și sper să stârnească și Duhul. Și mă tem că unii veți pleca supărați pe mine astăzi, dar hei, eu sunt doar mesagerul și adevărul e că mesajele astea ori te pocăiesc, ori te împietresc. Alegerea ține de noi. Ce facem noi cu inima noastră? Dacă ai probleme cu prioritățile, așa cum le-o celor din Efes, Dumnezeu spune și ție, hei omule, dă-ți un reset, pocăiește-te, schimbă-te. Fiindcă atunci când îl cauți pe el întâi, Dumnezeu începe să-ți dea binecuvântări. Fii atent prima binecuvântare. Evanghelia lui Matei, capitolul 6. Hai să ne uităm la el, hai să întoarcem în Matei, fiindcă e atât de important să vedem binecuvântarea asta. Matei, capitolul 6. Iisus vorbește și parcă vorbește unor oameni ca noi, prinși cu toate aspectele vieții. Dar fii atent cum începe Iisus cuvântarea lui în Matei 6, versetul 24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urâ pe unul, sau va iubi pe celălalt. Sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Observați, vă rog, premiza de unde pornește totul. Autoritatea. Cine este stăpânul? Păi eu stăpânul? Nu, 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 niciodată Dumnezeu nu ești stăpânul. Ceva te va stăpâni. Ori Dumnezeu, ori Mamona. Și cine era Mamona? Mamona era dracul, demonul, duhul care de atunci până astăzi stă în spatele banilor a bogățiilor. De aceea ai mare grijă la ce aspiri. Cât de mult doresc să ajungi bogat, fiindcă nu la întâmplare, în Evanghelie de mai multe ori Iisus spune cât de greu a nevoios este pentru un bogat să intre în împărăția cerurilor. Dar atenție, hai să o, să o lămurim, nu bogăția e problema. Problema este inima. Cine stăpânește inima? Observați, dacă e mamona, te va ataca prin îngrijorare, domnule, n-am trebuit să adun, prin dorință de câștig, prin manipularea nevoii de siguranță. Uite-te la versetele următoare, de la 25 încolo. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă la ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu-i viața mai mult decât hrana, trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel Ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi mai mult de preț, mai, mai de preț decât ele? Și apoi... Care dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Îmi place de Isus ce ironică Și de ce vă îngrijorați cu îmbrăcămintea, cu gucii, cu... Nu, nu scrie așa. Uitați-vă cu băgare de seamă, cum cresc crinii de păcăm. Nici nu torc, nici nu țes și totuși vă spun că nici măcar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în foc, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? De aceea nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu cine vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri, cine le caută? Neamurile, păgânii, oamenii fără Dumnezeu. Observați, Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. El știe! Dar acum fiți atenți. Căutați mai întâi. Uup, prioritatea. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și foarte interesant. Toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Observați, vi se vor da. De ce? Fiindcă Dumnezeu poartă de grijă când tu faci o prioritate din El. Și eu cred că ești de acord cu mine că Dumnezeu poartă cu mult mai bine de grijă față de proncul tău decât ai tu grijă de el oricât ai vrea tu. Eu cred că ești conștient că Dumnezeu poate să poarte cu mult mai mult de grijă de locul tău de muncă, de clienții tăi pe care dacă nu mă duc, dacă nu renunț la biserică, nu renunț la grup, o să-mi pierd clientul. Stai liniștit că Dumnezeu poate să-ți dea același client. Tot ce e și tot ce ai aparține lui. Inclusiv fericirea când scos de el și lași pe el să spună prioritățile. Nu te mai îngrijora de lucrurile astea. Dar vezi, pentru unele dintre ele trebuie să te schimbi. Să răzi că iubești. Dar atenție, cum vrea el, nu cum crezi tu. Și aici vin la doua binecuvântare pe care prioritatea numărul unu Dumnezeu, când îl faci prioritatea, o aduce în viața ta tot în Evanghelie, Evanghelia lui Ioan, capitolul 14. Evanghelia lui Ioan. Binecuvântarea numărul 2, fii atent. Ioan 14, cu 21. Din nou, foarte interesant cum începe versetul. Cine are poruncile mele? Uuu! Uhuh. Dumnezeu nu are recomandare, are porunci. Ce înseamnă treaba asta? Porunci înseamnă că El e stăpân. Porunci înseamnă că el are autoritate. Observați din nou, e o chestiune de autoritate. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și ăsta e un test. Tu arăți că îl iubești pe Dumnezeu când te supui lui. Un test pe care tu, liniști, poți să-l faci. Să-ți dai seama cum stai cu prioritățile. Când tu te supui lui Dumnezeu, prioritățile lui devin prioritățile tale. Și acum fii atent ce vei câștiga când faci din el prioritate. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu, eu îl voi iubi și acum suplinează, mă voi arăta, mă voi descoperi lui. Motivul pentru care unii nu primesc nimic din partea lui Dumnezeu, nu primesc niciun cuvânt, nu primesc niciun semn, nu primesc nicio simțire, poate fi chiar din cauza asta. Isus se arată, se descoperă, adică comunică, interacționează cu tine când tu păzești poruncile Lui, fiindcă asta îi arată că Îl iubești cu adevărat și că faci din El prioritate. Și celor ce Îl iubesc, El îl iubește și li se arată. Și ce ți-ai dorit mai mult decât să-L simți pe Dumnezeu cu tine, lângă tine, indiferent că e vreme bună sau vreme rea? Striga Luther pe coridoarele Wittenbergului. Doamne, nu mai tăcea, zi ceva, binecuvântă sau blastămă, dar nu tăcea. Pentru mulți credincioși Dumnezeu tace, nu doar din cauza păcatului în care trăiesc, și știm bine că păcatul um, întoarce față de la noi, da? Rupe frecvența, dar atenție, și din cauza neglijenței cu care omul tratează relația cu el. În multe biserici Dumnezeu nu-i mai de găsit, tocmai din cauza asta, și asta nu-i părerea mea, Uitați-vă în scriptură, următorul verset din Apocalipsa 2, exact următorul. Spune așa bisericii din Efes. Dacă nu te pocăiești, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Observați? Cine nu vrea, în cazul ăsta, care biserică nu vrea să fie vizitată, să-l aibă pe Dumnezeu în mijlocul ei? Toți îl vrem, dar nu în postura asta să vină să ia sfeșnicul. Adică esența, puterea, lumina. Fiindcă asta e menirea sfeșnicului, să lumineze. De ce să le ia lumina, fiindcă nu s-au pocăit? Și sunt biserici care continuă să-și cină slujbele, să aibă programe, dar bisericii care precum intră așa ieși, fiindcă lumina, sfeșnicul a dispărut. În alte biserici, alte interese au la locul interesurilor lui Dumnezeu, poate proiecte, poate lucrări, poate inițiative, și oarecum Dumnezeu de pe locul întâi, pasiunea pentru Dumnezeu a trecut pe locul doi, pe locul trei. Și a ajuns să fie, să ai biserici unde sunt ziduri fără duh, servicii religioase fără viață, sfeșnice fără lumină. De aceea noi am considerat sub călăuzirea Duhului Sfânt că în toamna asta trebuie să dăm un reset lucrării noastre. De aceea dacă ați simțit cumva că de câteva săptămâni am demarat în trombă, accelerând, căutăm pocăința și resetarea, ăsta e motivul. Nu vrem să ajungem în postura de risc să ni se ia sfeșnicul, nici nouă ca biserică, dar nici voi ca membri individual. Încă unul din semnalele de alarmă ni s-a tras de către cei de la consiliere. În biserica noastră, în fiecare an, noi facem o evaluare a tuturor lucrărilor și lucrătorilor. Cea mare o facem undeva prin mai, iunie și anul acesta. Cei din lucrarea de consiliere ne-au spus că cele mai multe probleme în consiliere, atenție, pe care membrii noștri le-au adus în consiliere, nu țin de păcate, ci țin de prioritățile inversate. Oameni care fie nu cunosc ordinea priorităților lăsate de Dumnezeu sau nu bagă în seamă ordinea priorităților lăsate de Dumnezeu. Și evident că atunci când tu mergi după capul tău, mai devreme sau mai târziu, o să te lovești și o să ți-l spargi, fiindcă mergi fără lumină. Dumnezeu nu ți se arată când tu ții la poruncile tale și nu ale lui. De aceea această serie de mesaje are intenția să repare, să reseteze, ca tu să fii bine, dar are și intenția să prevină să n ajunge în dezastru, fiindcă ceea ce seamănă omul la cea va se cera. Și dacă semen cum vrei tu, vei secera vânt. Citește carte Glesiastul. Dacă semen cum vrea Dumnezeu, vei se cera rod. Nu e ușor, e o luptă, dar merită să fie dată. uite te la cei din Efes, următorul verset. Cine are urechi de auzit, să audă. Ce să audă? Să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Celui ce va birui, adică nu va fi ușor, va fi o luptă. Și sincer, nici mie nu mi-e ușor ca pastor să predic, nici să trăiesc acest mesaj, fiindcă zilnic trebuie să-l pun pe Dumnezeu pe primul loc și asta înseamnă să renunț la anumite lucruri. Să merg împotriva instinctului meu, a firii mele, a obiceiurilor mele. Așa cum am zis o dată trecută când Dumnezeu ne resetează, El uneori ne întrerupe ritmul vieții și nu-i simplu? Și poate că da, va trebui să-ți întrerupe anumite lucruri, anumite ritmuri, anumite tabieturi pe care le ai ca să ajungi acolo unde Dumnezeu să fie primul. Poate va trebui să înlături anumite lucruri, chiar dintre cele pe care le consideră indispensabile, ca el să ajungă primul. Sau să înlocuiești, fiindcă, repet, n-ai cum să ai doi pe locul întâi. N-ai cum să ai doi Dumnezei în afară de mine. E o luptă în care trebuie să biruiești și nu să fii biruit. Și pe vremea în care mi-am luat masterul în teologie, patru ani de zile la seminarul din Dallas, nu știu de ce, Dumnezeu m-a pus pe inimă să dedic un an întreg să studiez conceptul acesta în Noul Testament, celui ce va birui. De ce? Fiindcă nu vreau să fiu biruit, Ce vreau să învăț și eu, dar să vă învăț și pe voi să biruiți și fii atent ce am descoperit, ceea ce vezi tu chiar tu în text. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, observă, nu-i doar avertizarea adresată bisericilor, ci și ție ca individ. Cine are urechi de auzit să audă. De ce? Fiindcă biserica suntem noi. Nu doar biserica să audă, ci și tu cel care asculți. De aceea noi pastori insistăm, uneori tragem de voi, alteori vă confruntăm sau vă încurajăm. De ce? Fiindcă sunt mulți care aud, dar puțin ascultă. Cine are urechi, nu doar să audă, ci observa să asculte. A asculta înseamnă a pune în aplicare ceea ce auzi. Ce să asculte? Ce spune bisericilor cine? Omul? Duhul? De aceea nu te mai gândi la ceea ce aude vecinul de lângă tine, nu mai cotipă bărbatul tu că îi se potrivește de menunie predica asta. Întrebarea e ceea ce auzi tu. Tu auzi ce spun? Sau nu vrei să auzi? Tu auzi, dar și asculți. De ce? Fiindcă trebuie să ne schimbăm. Să ne schimbăm prioritățile și asta se va vedea de acum înainte dacă ți le schimbi în prezența ta și la biserică și la grup și în slujire și în dărnicie. Problema nu e dacă poți, problema e dacă vrei. Nu e o chestiune de voință, e o chestiune de putință, fiindcă dacă ar fi de... Dacă n-ar fi de putință, tu n-ar reuși nici în planurile tale. Fiindcă, repet, nu programul e problema, ci inima. Spunea același sus, acolo unde e comoara voastră, acolo e și inima voastră. Inima unui om e lipită de comoara lui, adică de ceea ce consideră el că e cel mai prețios în viața lui. Și în funcție de acel lucru prețios, el va subordona totul și banii unde și dă, și orarul, și viața lui. Dacă Isus e o prioritate pentru tine, e comoara ta, se va vedea, fiindcă inima schimbată rezultă într-o viață transformată, dar mai mult decât atât, într-o veșnicie binecuvântată. Și am amintit deja cele două binecuvântări mari, când tu faci din Dumnezeu o prioritate, El îți va da, Matei 6. Când tu faci din Dumnezeu o prioritate, El ți se va arăta. Ioan 14, și acum fii atent la binecuvântare, care are de face cu veșnicia. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Rai e viața de dincolo. Pomul vieții e viața de dincolo. Celui ce face din Dumnezeu prioritate, oarecum, observați, este garantată. Eu îi voi da, nu doar îi voi promite, nu doar îi voi încerca, ci îi voi da să mănânce din pomul vieții. E o binecuvântare neobișnuită, dar în același timp o avertizare oarecum ciudată. De ce? Fiindcă sunt unii care vor să interpreteze acest text ca reprezentând o răsplată, nu viața veșnică, afirmând cumva că toți credincioșii vor ajunge în veșnicii, dar doar cei ce vor birui vor avea privilegiul răsplată să mănânce din pomul vieții. Spun că o interpretare ciudată, fiindcă tu la finalul vieții tu n-ai o să mergi, decât ori intri în rai, ori nu. Nu există o zonă neutră. Și odată ajungi acolo, mi-e foarte greu să pot să pricep din ceea ce văd în Scripturi că nu toți vor mânca din pomul vieții, fiindcă Genesa 3 îmi spune că cei ce mănâncă din pomul vieții vor avea viață veșnică. Nu poți să spui că unii ajung în rai, au dreptul să mănânce și primesc viața veșnică și alții ajung în rai și nu mănâncă ce fac, mor în rai? E bizar. Versetul este o promisiune, o garanție adresată credincioșilor că da, cel ce va birui va ajunge acolo și acolo va rămâne. Dar observați e o luptă celui ce va birui. Adică nu toți biruiesc, nu toți primesc lucrul ăsta. Și asta îmi transmite cât de serioasă e problema celor din Efes. Și cât de serioasă poate să fie problema noastră, problema priorităților, cum mă relaționez eu față de Dumnezeu și câtă importanță îi dau în viața mea. O, da, pe pământ pot negocia cum vreau, cum vreau eu, Iată însă că dincolo de veșnicii, doar cel ce va birui va reuși să aibă parte de rai și de pomul vieții. Interesant cum astăzi mulți au impresia că fiind activ pentru Dumnezeu, vor ajunge acolo. Activ în slujire, în tărnicie, în sacrificiu, în combaterea doctrinilor false, ăștia erau cei din Efes. Dar observați cum Dumnezeu îi avertizează, oameni buni, am ceva împotriva voastră, pe frontul ăsta trebuie să luptați. De ce vin pe Dumnezeu nu le interesează religia, ci relația? Și faptul că n-au făcut o prioritate în relația lor cu Domnul, ci mereu altele au fost pe primul loc. Mă tem că se vor trezi ca cei din Evanghelia lui Matei. Mai ții minte? Acea avertizare deloc plăcută. În ziua aceea, mulți vor veni, mulți, nu puțini, mulți vor veni și vor zice, Păi, n-am făcut noi minune în numele tău? N-am scos noi draci în numele tău? N-am prorocit noi în numele tău? Și ce le zice Isus? Depărtați-vă de la mine, fiindcă niciodată nu v-am cunoscut. E vorba de o cunoaștere, cunoaștere care implică o relație, care observați, nu e bazată pe ce face omul, ci pe ceea ce este omul. E, relația se cultivă, nu bifând din când în când niște mătăni, citind niște acatiste, ci făcând din Dumnezeu prioritate în fiecare zi, în fiecare domeniu al vieții tale. De ce? Fiindcă atunci când Dumnezeu intră în viața ta, El îți influențează toate domeniile vieții tale, nu doar duminica să vii la biserică. Păi dăm exemple, hai să-ți dau exemple. Tu știi că Dumnezeu are priorități și în viața de familie? Modul în care tu nevastă să strătezi soțul, soțul să strătezi soția, copiii, părinții, fratele Raul, duminica viitoare, va vorbi exact despre treaba asta: că dacă nu ai ordinea priorităților clare în viața de familie, nu-i dă mirare că lucrurile nu stau bine între tine și bărbatul tău. La fel, când Dumnezeu are priorități și în relațiile de prietenie. Dar cum? Ce-l interesează? Eu mă aleg prietenii. Asta, liniștit. Dumnezeu te lasă să-i alegi, dar Dumnezeu e foarte interesat de anturajul, de prietenii tăi, ba chiar și de asociații tăi în locul de muncă. Care stovare și tăi? Modul în care tu îți desfășori afacerile, Dumnezeu e interesat, are ordinea priorităților. Mulți credincioși ignoră, habar n-au că Dumnezeu și apoi să se miră că dau cu capul de pereți. Dacă l-ai cunoscut pe Dumnezeu, există o diferență în modul în care gestionezi conflictele? În care e inevitabil toți ajungem? De ce? Fiindcă Dumnezeu ne spune și cum să ne gestionăm conflictele. Dumnezeu te-a binecuvântat. Tu știi cum Dumnezeu vrea să-ți administrezi resursele sau investițiile tale? Dar sale mele! Să le tale? Chiar le tale? Nu trebuie numai un mic COVID să dispare. Totul. Și tu s-ar putea. Toate sale lui. Dar Dumnezeu spune când ți le dă cum să le administrezi. Tu ești doar un administrator, nu un stăpân. Fratele Marcel va vorbi despre asta în câteva săptămâni. De aceea ce discutăm azi e atât de important, fiindcă odată ce te resetezi în ordinea priorităților, totul se va reseta de la sine, fiindcă atunci când căutăm mai întâi împărăția Lui, toate celelalte ni se vor da pe deasupra. Când noi îl iubim cu adevărat și facem din el prioritate, el ni se va descoperi și în al treilea rând, când tu lupți să biruie să-l pui pe Isus pe primul loc, tu ai promisiunea că vei ajunge și în veșnicie și vei mânca din pomul vieții. Toate lucrurile astea îți aduc bine în viață. Și de aceea eu îmi permit să fiu poate un pic mai drastic, mai apăsat, mai clar cu voi, tocmai fiindcă vă vreau binele. M-am pus întrebarea asta în weekendul ăsta când eram, mă pregăteam să țin acest mesaj. Bă, Cristi, tu ești ca un chiropractor. Știi ce un chiropractor? care pune oasele la loc. Odată ce ai un os dislocat, poți să mergi tu să iei algo calmin, ketonal, perfuzii, ce vrei tu, dar când vine chiropractorul ăla și îți alinează coloana și îți pune oasele la loc, ce se întâmplă? Nervul mușchiul revine la normal. Durerea încetează. Trupul începe să funcționeze din nou. nu e ușor să realiniezi trupul, fiindcă doare. ți frică când mergi și știi că o să... Dar păi să-ți realinezi sufletul, dar merită. De aceea vă spun ce vă spune Scriptura, cine are urechi de auzit, să asculte ceea ce Duhul Sfânt vă vorbește astăzi. Să luați în serios resetarea, reconfigurarea sistemului, ordinea priorităților, astfel încât El să reajungă pe locul întâi, la dragostea din tăi. Și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Asta îmi doresc eu pentru voi. Hai să ne rugăm.